Și? A? Iar sunteți stăți. Hai, chemați și pădurarei, că muș prezintă Vania Băț. Sau drujbele prin codri și păduri, văleu, văleu, mă tin că sunt niște talhari. Dar nu, nu sunt talhari. Sunt tăietorii organizați de pădurari. Că sunt tăieri preconizate, vine maestru Silvic și marchează copașii care trebuiesc căcuiți, fie că-s bolnași, ori uscați și trebuiesc reînnoiți. E așa un fel de procedură pe care nu o cunosc amănunțit. Dar cum de la acest tăier se fură? Am aflat și am... Mahuaha! Și cred că ceea ce se întâmplă la Molsilva trebuie numai decât dipomenit. Nu de mult a apărut o investigație în care niște pădurari vorbesc în premieră de schemele prin care fură lemn șefii cei mici, dar șefii cei mari. Și cum unii conducători de întreprinderi silvice au afaceri private frumoase care se ocupă cu ce? Ia găsiți? Ha? Și? Ha, corect! Pilorame care se ocupă de prelucrarea mesei lemnoase. Sau cum acești șefuleți cu funcții mari iau mită de mii de euro ca să angajeze pădurari. Și cum tot ei la anumite sărbători și de la pădurari care înghit și tac sume de 2-3 mii de lei la un așa numit obșeac. Atenție! Dar cei care n-au bani sunt sfătuiți. Atunci când ruble nu-s, mai taie, băi, ceva acolo, băi, învârtește-i, că nu degeaba. Acolo în păduri, pădurari te-am puse. Cam așa paznicii pădurii trăiesc, într-un cuvânt, de unde muncesc, de acolo și pe șefii hrănesc. Dar dacă pădurarul nu-i de acord copaci să hăcuiască, să dă-i bani la obșeac, scrie cerere și s-o din gară, că omul în locul lui să se găsească. Mai organizează cei de la mediu uneori controle și mai depistează defrișări ilicite de mii de metri cub de lemn, adică hectare de păduri rămân goale. Dar șeful de la Molsilva pe pădurarii ceartă atunci când ei semnează că recunosc ilegalitățile și îndeamnă să atace aceste verificări în judecată. Da, da! Aici e șeful și el a pus de cineva care nu a asigurat pități ca să facă așa o regulă acolo, băi, dar sară păduc din băieți. O declarație care seamănă, dacă nu e o eroare a memoriei mele, că în cineva zice că dacă se ajungă la conducere, apasară din tăți șurșele. Copașii cad ca secerați și ajung pe masă la lemnar. Dar banii pentru copășei cineva îi îndesăște în buzunar. Să tai așa de mult că din pădurea mult teren agricol poți faci. Aici în sensul direct a cuvântului să iei bani de pe copași. Trebuie cu bună seamă să iubești pădurea ca să fii adevărat pădurar. Și să arăți că ai un pic de... Nu fiți generator de bani cu drujba în a șefilor buzunar. Atât despre pădure, aici a fost Vania Băț, care iubește pități, da, pități!